Asta este grădina mea din 2014. Haideți să vă arăt ce am în ea. Sunt oficial. După cum vedeți, vom începe cu vinetele, care îmi sunt mâncate de niște goange, dar plantele cresc mai repede decât pot goangele să mănânce, așa că vă invit să vă apropiați. După cum vedeți, o grămadă de vinete care au început să crească. Am 6 plante de vinete. Deja toate au vinetele micuțe care încep să se facă. Sunt principalul ingredient al zacuștii, așa se zice, zacuștei de anul ăsta. Mai departe avem ardei. 6 plante de ardei. Haideți să vă arăt ce ardei frumoși avem deja. Unul mare și frumos, care conform etichetei ar trebui să fie roșu, așa că îl vom mai lăsa până se roșește. Ardei au crescut mai încet decât alte plante din grădină, nu știu de ce, dar important e că cresc, sunt destul de stufoși și poate că ar trebui tunși cumva și nu știu eu cum, dar nu mă pricep la ardei, așa că o să-i las așa. Mai departe avem roșiile. Am 7 plante de roșii anul ăsta. Astea, primele două, se numesc grapes, adică struguri. După cum vedeți, încep să se facă o grămadă de, câte o viță din asta cu o grămadă de roșii, așa că se fac așa micuțe ca și boabele de struguri și foarte, foarte dulci. Am 2 plante din astea. Și după aia, astea la alte, haideți să mergem în roată, ca să filmăm și roșiile de acolo. Până ajungem acolo, haideți să ne uităm puțin la zucchini. Zucchini, care de fapt eu sunt interesat să am dovlecei, nu zucchini. Plantele astea cresc foarte mari, de obicei se bagă peste altele. Trebuie să venim în partea asta, ca să vedem niște zucchini de aia mici, care au început să crească pe acolo, pe dedesubt. Ăștia sunt castraveții, le-am pus un gard ca să se cațăre, să nu-mi place să stea pe pământ. Și dacă Dina vine să filmeze așa de aproape, putem vedea chiar și un castravete micuț care începe să crească aici. Și presupun că din toate florile astea o să crească o grămadă de castraveți. Dar uite, dacă te mai uiți, au început să crească și pe aici. După cum se vede, o să fie și castraveți o grămadă. Am înălțat un pic stâlpii ăștia și mai pun încă o bucată de gard între ei, că văd că deja au depășit înălțimea gardului pe care l-am avut eu. Bun, să continuăm. Ăsta e tot dovlecel. Am făcut 3 plante, că sunt vreo câte 3 în fiecare, dar 3 cuiburi din astea de dovlecei. O grămadă de dovlecei de ăștia mici care au început deja să se facă, nu știu dacă se văd, nu se prea văd. Dar esențial e că probabil în vreo 2-3 săptămâni o să am dovlecei. Bun. Roșiile, după cum se vede, uite ce roșii frumoase și mari. Se vede? Am aici deja, sunt mari, aștept să se roșească. Și la planta asta, aici pe partea asta altă se vede mai bine. O grămadă de roșii mi se fac. Și asta, dacă vă arăt, o să vă pun și poze cum arătau toate plantele astea exact acum o lună. Niciuna nu era mai înaltă de atâta. Deci într-o lună s-a făcut grădina mea ca și o junglă. Haideți să filmează și aici, să vezi câte roșii sunt aici. Creanga asta cu roșiile astea de-abia să mai ține cât de mari și de grele. Da, foarte frumoase roșiile. Toate plantele de roșii au roșii frumoase și mari. Uite, mai crește un ardei micuț. O să se facă mai mare. Urmează ca la plantele astea, uite, ăsta, ardeiul ăsta îmi trage planta în jos, gata să o rupă. Urmează ca la toate plantele astea, ardei, 6 și 6 vinete, o să le pun și lor niște bețe și o să-i leg, pentru că încep să se rupă deja, că sunt prea grele. Un lucru care mai vreau să mă laud cu el, de fapt nu-i laudă,
pe furtunul ăsta negru, care e foarte poros și prin el circulă apa, are dopuri la capete și când intră apa în el și se face un pic de presiune, prin toți porii curge apă și mi se udă plantele, așa numai pe la baza plantelor, în loc să stric o grămadă de apă printre plante pe unde nu-i nimic. Cam asta e grădina mea din 2014, după o lună de creștere. O să mai filmăm când o să avem ce să vă arătăm, fructe și legume din ea.